prieteni, în derbiul cei de-a doua etape a ligii întâi, Oțelul primește replica Rapidului, echipă care în ultimele trei deplasări la Galați nu a reușit nici măcar un gol. Vremea este caniculară și acest lucru poate reprezenta o solicitare în plus pentru rapidiști, care sunt deja la al patrulea meci oficial în acest sezon. Eu sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmăriți pe Dolce Sport o partidă interesantă între două echipe cu pretenții europene. Oțelul a câștigat în prima etapă la Iași cu 2-1 și pare că a scăpat de penalizarea de 2 puncte cauzată de datoriile pe care le avea față de un impresar, în timp ce Rapidul a făcut un meci spectaculos cu Vasluiul, terminat la egalitate 2-2 și a izbutit o dublă victorie cu finlandezii de la MIPA în Europa League. Sunt câteva absențe importante la Rapid. Pancu, Herea și Burcă nu pot juca astăzi. La Rapid bifează primele minute în acest sezon Marius Constantin și atacantul brazilian Stefan Pereira. Rapidul îl are în poartă pe Albuț. Fundași sunt Rui Duarte, Marius Constantin, Oros și Ionuț Voicu. La mijloc joacă Roman, Nicolae Grigore, Teixeira și Milisiavevici, iar în atac Goga și Stefan Pereira. Meciul va fi arbitrat de o brigadă avându-l la centru pe Alexandru Tudor, cu noul său look fără barbă pentru acest sezon. Tudor este la al doilea meci în acest campionat, după ce l-a arbitrat fără greșeală la Severin, între nou-promovata din localitate și Dinamo. Sunt probabil 7-8 mii, poate 9 mii de spectatori la acest meci extrem de important. Deci pe micul ecran, 11 de start al Rapidului, pe care vi l-am pomenit. Interesant este că Sabou a scos la încălzire 11 jucători de câmp. Era în dubiu între Ștefan Grigorie și Felipe Teixeira, până la urmă l-a titularizat pe portughez, care de altfel a reușit deja 2 goluri în acest sezon pentru Rapid. De partea cealaltă, Oțelul nu poate conta pe Silviu Ilie, pe Didi și pe Neagu. Oțelul îl are în poartă pe Grahovaci. Fundași sunt Ljubinković, Sergiu Costin, Milan Perenia și Cornel Râpă. În fața lor joacă Gabriel Giurgiu și, surpriză, Alexandru Benga, un fotbalist foarte puțin folosit, care a debutat pentru Oțelul pe finalul sezonului trecut în meciul din Giulești din etapa 34. Apoi sunt câțiva oameni de atac, Iorga, Vilianti și Buș, iar atacant va fi probabil Iaca Strobaie. Spun probabil pentru că pe postul de vârf ar putea juca și Laurențiu Buș. Rezervă doar Marius Pena, omul care a reușit să obțină penaltiul din care Oțelul deschidea scorul în prima etapă la Iași împotriva formației lui Ionuț Popa. Dorinel Munteanu, antrenorul Galațiului, a preferat să renunțe la Pena, un vârf puternic de careu pentru mai multă mobilitate în faza de atac. Roman era incert înaintea acestei partide, o centrare bună și o lovitură de cap spectaculoasă a lui Goga se duce alături. Goga, golgheterul care și-a petrecut un sezon în Liga Secundă, cel mai bine plătit jucător de la Rapid, se pare că are 22.000 de euro pe lună. Frumoasă lovitură de cap a lui Goga. Rapidul va juca împotriva lui Herenven în turul 3 preliminar al Europa League. Trecere frumoasă a lui Buș în fața lui Rui Duarte. Pasă la Giurgiu, fenta lui Giurgiu. Din nou Buș, acțiune promițătoare a Oțelului, care doare în careu. Strohmeier trece pe sub această centrare șutată. Prima fază importantă și îl văd pe Sabău extrem de nemulțumit de modul în care s-a apărat echipa lui. Oroț și Marius Constantin au stat departe de Strohmeier. Un balon aruncat spre Roman, care este atacat de Ljubinković și faza se încheie. Ambele echipe par predispuse să facă greșeli în faza de construcție incipientă și automat oferă adversarului șanse de contraatac.
Goga are frâne bune, este însă atent acolo Benga și reușește să-l deposedeze. Urcă Ljubinković, Strohmeier, Ljubinković, fază bună a oțelului, care doamne pe colțul lung, vine centrarea, gol Vilianti! Gol Vilianti, la a doua reușită în acest sezon pentru oțelul Galați. Minutul 27. Rapidului, Voicu a încercat să strângă, dar este un jucător scund. Centrarea perfectă a lui Ljubinković l-a depășit și Vilianti pare să redevină jucătorul atât de important în acea campanie în care oțelul a reușit cu 20 de ani în urmă să ia titlul. Iorga în căutarea continuării pentru această fază încearcă să tragă de la distanță. Două goluri are Iorga marcate împotriva Rapidului. Sezonul trecut Iorga a fost unul dintre principalii marcatori ai oțelului cu 5 reușite. Albuța a încercat să iasă, dar a renunțat, surprins acolo în zona neutră, drept și luptarea de cap a lui Vilianti a fost perfectă. Albuț, o pasă foarte riscantă. Norocul lui că Marius Constantin l-a simțit în spate pe Vilianti și a dat repede în minge. Este a doua sau a treia oară în acest meci când portarul Rapidului și stopării au dificultăți la aceste pase teoretic simple. Giurgiu, un șut centrare, deviere, încercarea devierea lui Vilianti. N-a atins însă mingea argentinianul. Din nou probleme pentru apărarea Rapidului. Perendia, nu este offside, nu este offside, scapă în acea zonă Iorga, Iorga alături. Greșeală de poziționare serioasă a apărării rapidiste. Un pic egoist, Iorga, sigur. Un jucător de calitate încearcă să dea gol de acolo. Dacă încerca să o pasă pe colțul lung, unde venise Buș nemarcat, probabil că se făcea 2-0. A încercat câteva fente Goga, de posedat ușor și din nou Rapidul este vulnerabilă. Pasă din prima lui Strohmeier pentru Iorga. Trei gălățeni se îndreaptă spre careul advers, vine și Vilianti. Mingea se duce la Buș, care retrimite în fața porții, ratare uriașă a lui Giurgiu. Să vedem în ce măsură gălățenii vor regreta aceste șanse mari pe care le ratează cu ușurință. Centrare perfectă, e drept apariția lui Constantin, l-a încurcat un pic pe Giurgiu. Tocmai vorbeam de eficacitatea gălățenilor, după acel gol însă oțelul a ratat cel puțin două mari ocazii de gol, dacă nu chiar trei, dacă luăm în considerare și acea posibilă deviere a lui Vilianti. Sezonul trecut Giurgiu a dat un singur gol, cu un an în urmă când oțelul a luat titlul, a marcat 6 goluri. Este de pe linia de tramvai. Încă o dată,
Strømaier este cel care se pregătește să execute. Crainicul stadionului încearcă să atragă atenția posesorului unei mașini care a parcat neregulamentat. Vă dați seama că toată lumea este atentă la această fază din minutul 41, care poate fi extrem de importantă. Un zid înalt al Rapidului, șutul lui Strømaier respins de sub bară de Albuț. A fost un șut spectaculos, dar nu foarte periculos. N-a fost dat în forță, a fost pe centrul porții. Albuț nu avea cum să ia gol. Goga este și el un bun executant al loviturilor libere. Iată-l pe Grahovac. Nu a fost foarte mult solicitat în prima repriză. Goga este lângă minge, Miliseavević și el, Nicolae Grigore, care a preluat bandoa de capitan, se retrage. Oamenii înalți ai Oțelului stau în zid, trage Goga, este însă mai mult o pasă la portar. Oricum, semn bun pentru jocul Rapidului. Start de repriză secundă în care Rapidul încearcă să fie mai ofensiv. Marius Constantin se poziționează destul de prost, Albuț încearcă să evite cornerul, o face, este atacat de Strømaier. Degajează portarul care în ultimele două sezoane a retrogradat cu echipele la care a jucat. Gloria Bistrița și Târgu Mureș, Ilioschi trece frumos de pe Rendia, rămâne la minge Ilioschi, un șut cu pământul. Intrarea macedoneanului Ilioschi schimbă imediat lucrurile pe faza de atac a Rapidului. Interesantă poziția lui Miliseavević, credeam că va juca în flancul stâng în fața lui Bojović. Este însă jucătorul cu cea mai mare libertate de mișcare. O centrare spre Ilioschi, venită de la Rui Duarte, peste bară. Este a doua încercare a macedoneanului în doar 5 minute. Miliseavević. O pasă spre Ilioschi, a stat în poziție regulamentară, Ilioschi, care pasează foarte bine pentru Pereira, Roman, Rapidul caută poziția de șut, o face însă prea mult, Roman este deposedat. A fost un moment favorabil de care Rapidul nu a reușit să profite. Incango! Incango, trece de Bojović, Incango, centrare la Strømaier, respinge fantastic în ultimul moment Oros. O primă fază în care atacantul francez pe care l-a luat Oțelul și-a arătat calitățile. Probabil că Rapidul are nevoie de asemenea faze fixe pentru a încerca să pună presiune pe apărarea gălățeană. Centrare, Grahovac greșește, dar să vedem decizia. Cred că este gol marcat de Rapid prin Nicolae Grigore. Mi se pare decizie corectă, Grahovac s-a lovit de colegii săi, a scăpat mingea din mână și Rapidul reușește să egaleze. Minutul 74. Decizie foarte bună a lui Tudor. Ce greșeală defensivă fac gălățenii. Fusese o centrare aparent lipsită de orice fel de pericol. Grahovac se încurcă cu Perendia. Iată ce înseamnă ca un portar să nu vorbească suficient. Și îi face cadou acest gol lui Nicolae Grigore. Rui Duarte, omul care a centrat la gol, acum Ilioschi în duel cu Costin.
Roman pentru Ilioschi, șut bun al macedoneanului. Încă o dată, teribilă greșeală, neînțelegere între Perendia și Grahovac. Oh, ce șut încearcă Vilianti! Am văzut sigur și destule greșeli individuale, dar este poate normal, este început de sezon, s-a jucat însă cu inimă, cu ritm. Iată-l pe Roman, se încurcă un pic cu Grigorie, mingea rămâne la Roman, care se pasează greșit cadou pe care îl primește Pereira. Șut bun al lui Pereira, peste bară. Din nou Incango, Incango! Sanionul s-a ridicat, golul nu este valabil. Golul lui Punoșevaț nu este valabil. Protestează vehement gălățenii, dar s-a ridicat Fanionul, să vedem reluarea. La prima vedere mi s-a părut că într-adevăr Punoșevaț este în offside, da, un offside imens, nu înțeleg de ce se supără. Incango, din nou Punoșevaț. Rapidul sub presiune pe acest final, Tudor însă îl deposedează pe Giurgiu. Și atenție, Oțelul era pe poziții de atac, acum este surprinsă de această contră, Ilioschi greșește însă pasa. Ambele echipe au lăsat garda jos, Iorga, Rui Duarte nu este acolo, este întâmpinat de Oros, Iorga însă ratează driblingul. Este rândul Rapidului să încerce lovitura de grație. Două echipe rupte. Două echipe care s-au consumat enorm în acest meci. Tudor își privește cronometrul, Pereira, Roman. Să vedem dacă mai apucă să centreze Rui Duarte, probabil că da, o face și sunt emoții pentru gălățeni. Mingea este respinsă și partida se încheie la egalitate, 1-1. Este o remiză. Poate normală după ce s-a jucat în repriza secundă, dar Oțelul probabil că se simte frustrată. A ratat enorm în prima parte atunci când putea să decidă soarta partidei. 1-1, Rapidul rămâne pentru prima oară în 8 sezoane, fără victorie în cele două meciuri de debut ale sezonului. Are ocazia să obțină runda viitoare acasă cu CSMS Iași, meci transmis în direct de Dolce Sport. Oțelul se anunță din nou și în acest campionat o echipă tare. 1-1 rezultat final. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți pe Dolce Sport, unde urmează la Dolce Liga cu Silviu Tudor Samuilă și Cosmin Băleanu. Toate cele bune, la revedere!